Cele mai ieftine jocuri doar pe instantgaming.com. Click pe linkul din descriere. Hei, salutare! Iată, am încărcat la Glin. Acum să vedem cum ne descurcăm cu acea deviație care ați văzut-o în video trecut. Până acum n-am mai prins-o niciodată. Sperăm să meargă totul bine, să nu greșim traseul. Deși n-am avea de ce să greșim atâta timp cât e semnalizat deviația. Punem centura. Virăm la stânga. Vedem GPS-ul ce ne indică. Uite și faircam-ul. O, ușor tu, schimbă ce faci. Viața ne bagă pe aici. La a treia ieșire. Da. Reconfigurarea traseului. Pe următoarea stradă virați la stânga. O să ne nebunească un pic Ioana de cap, dar să vedem cam cât bine lucrează când dăm de așa ceva și nu sunt tocmai bine semnalizate deviațiile. Vedem aici o descărcare de cisternă. Pe următoarea stradă virați la stânga. Ați văzut vreodată? Ușor, mă. Ați văzut vreodată videoclipurile alea pe YouTube în care ridică ăștia așa cisternele și se răstoarnă într-o parte? Vă imaginați un pic să cadă? Taci tu odată. Să cadă acea cisternă pe vaporașul ăla. Sadic gândesc, a? Ok, noi să ies din Glin. Tu ai dat de devierea aia când ai fost la încărcat. Aia de oraș, nu aia de aici, de la giratorul. Pe următoarea stradă virați. Știi pe unde ai venit tu de urca podul ăla. Da, pe unde? Unde-i față? La drumul ăsta nu mai, bă, că nu mai duce încolo. Următoarea stradă, virați la stânga. Urmă, virați la dreapta. Dacă deviați, deci îți fac dreapta spre oraș. Hai să merem, apoi vom vedea noi unde ajungem. Reconfigurarea traseului. Că Ioana s-a reconfigurat, apoi să vedem unde. Ioana s-a reconfigurat, apoi să vedem unde. gayang-gayang kid. Okay. Așa na. Nu ajunge. Păi. Păi cum să mai pleci? Cât de ce o să mai ia? Să putește 9 ore de pauză. Și cu 9. Yeah. Când? Vinerea, da. Rar. Rar la ora aia. Ați depășit limita de viteză. La ora aia, da. La 1, max. Până la 1 să stea. Ce crezi? Da, dracu de oraș și obstacole de astea are, măcar asta în sticlele. Da, dacă da, hotel după ce este autoban, trebuie să nu fie poliția prin oraș. Da, așa. Uite, băi, colegul ăsta când mă sună, nu mai scap de el. Trebuie să găsesc un motiv pentru a mă scăpa de el. Hai să vedem ce-o fi pe aici, n-am fost niciodată. Undeva trebuie să ne scoată. Uite, Ioana zice să fac stânga, să vedem și deviația spune să facem stânga. 300 de metri, virați la stânga. Ce urât e drumul. De aici avem o săritură. Unde te grăbești, mă, așa? Nu vezi că n-ai loc să treci de mine? Aici în sus n-ai voie numai cu excepția bicicletelor. Holy shit, dă-mi pic înapoi, precene, că n-am loc. Păi îl las și el unde se bagă acum? Opa, precena mea. Poate iau la ăștia oglinzile. Bă, dracule. A, deviația spune să fac stânga. Păi e bine, mă, dacă asta zice și Ioana zice, e bine. O, și aici, de înainte. 50 de metri, virați la dreapta, pe urmă virați la stânga. Trage-te pe o parte, mă. Erai tras maxim. Am glumit cu tine, ce te spari? Oi, dar ce drum pe aici. Să prindem și farurile, să ne vadă oameni. Au. Ușor. Cu tata. Înainte interzis, dreapta. Sens unic, semafor și am ieșit în oraș. Yeah. Am ieșit până la drumul de unde mergeam eu de obicei până la grid. E bine. Mă simt ca acasă. Mă, oare? A, nu mă duc pe aici în sus, trebuie să ies la ăla la altul semafor. Ați văzut? Le făceam dreapta maxim și mă te duceam, mă pierdeam. Eram de râsul curcii. Și o iau tot acolo. Bă, bă, că am roșu. Am verde, pardon. Așa, mă, tata. Du-te, bă, că ai două benzi, ești nebun la cap. Mergeți mai departe, da. 9,7 km. În sfârșit, unul deștept. Și ce mașinuță. Place. Teoretic astăzi n-am mai vrut să fac nicio filmare pentru că am făcut două deja și a zis că 3 poate totuși e prea mult pentru asta, nu? Pentru această zi. Dar dacă am văzut de viața aia, am zis că hai să mai facem una, să vedem. Să vedeți și voi de fapt cum e pe acolo. Deci, care sunteți șoferi și găsiți vreodată așa lucrări, așteptați-vă ca drumul vostru să fie închis pe unde sunteți obișnuiți să mergeți. Și atunci fiți foarte, foarte atenți, uite la ăștia ce-mi face. Că mai aveam viteză mai mare, mai frânam până în sex. Da, deci fiți foarte, foarte atenți la indicatoarele de deviere, pentru că ele vă îndrumă mult. De obicei pe Franța și pe Belgia sunt puse ok. Pe Spania foarte, foarte puțin am prins deviere. Pe Italia iară nu știu dacă le pune bine. Eu prima dată când am venit pe comunitate, când dădeam de un drum închis și știam eu că nu cunosc locul, eram foarte stresat dacă nu mă pierd, dacă mă duc bine, să nu mă blochez pe undeva. Acum nu mai am treabă, foarte ușor. Urmăresc indicatorul. Dacă nu mai sunt indicatoare, încerc să opresc undeva, să mă consult cu GPS-ul, să mă dau jos, să întreb pe cineva. Dacă nu știi limba unde ești, te dai jos cu GPS-ul și mai întrebi pe unul pe care cum poți să ieși până acolo sau cum să faci. Dacă prinzi poliția, e și mai bine. Poliția te îndrumă cel mai bine. Am fost odată în Spania la o încărcare. N-am găsit nici coordonate de la firmă, nici adresa nu mă ducea bine. Mă ducea unde erau birourile, depozitul de lemne era în altă parte. Nu mai știam ce să fac. De la birouri, dispatcherul nu-mi căuta bine, nu-mi dădea bine coordonate. Până la urmă m-am oprit pe avarii. Am blocat pe un pic pe cei din spatele meu și așa s-a nimerit ca a treia mașină să fie mașina de poliție. Mi-a întrebat că ce-i baiul de m-am oprit în drum. Și i-am spus. De fapt i-am arătat mesajul, că trebuie să ajung acolo să încarc. Și adresa nu-i bună, că mă duce la birou. Oi, nu-i problemă, vino după noi. O aprins girofarul. Și așa, ușor, ușor, înaintea mea m-a băgat pe niște străduțe. De singur, vă spun eu că sigur nu intram. Da? După ce am trecut de acele străduțe, trebuia să intru așa într-o rampă în jos, ca un fel de tunel, era bine, nu avea acoperiș. Șerpuit, așa, mi se părea mie că n-am loc. O ia ei acolo, dau și eu să intru, m-am speriat un pic. Le dau flash-uri, se oprește. Se dă ăla din dreapta jos, vine la mine că ce-i baiul? Zic, sigur aici trebuie să intru. Da, da, intră liniștit, îmi zice. Când am auzit, zic, ok, hai că se rezolvă. Și așa m-a dus poliția spaniolă până la locul de încărcare. Uite aici ce e. Ce drum. Degeaba, toate calci jos de pe asta. Da, zic, e bine să dai de o mașină de poliție, pentru că întotdeauna nu-s ca românii. La Timișoara m-am pierdut odată, nu mai aveam ce să fac, să întorc sau să dau cu spatele. Și am intrat pe un 3,5, abia i-am convins să nu-mi ia permisul și să nu-mi dea amendă. I-am zis, zic, domne, uite, e prima cursă de Timișoara, sunt și eu începător. Zic că m-am pierdut, mi-a zis cineva adevărul că ăsta au fost. Știi că eu mergeam pe Timișoara și zic la un coleg de-a meu care era în spatele meu, îi zic, colegul, știi cumva unde mergeam la Johnson Control în Timișoara, acolo pe calea Șagului. Și zic, știi cumva unde e firma Johnson Control? Face, da. Fă stânga imediat aici la semafoare. Am făcut stânga la semafoare. N-am avut, chiar numai că era 4 benzi. Eu eram pe banda a doua, imediat stânga. Nu mai puteam să dau înapoi, nu puteam să întorc. După un copac așa ascuns, semnul de 3,5 tone. Au, l-am strigat pe ăla, bă, colegul, hai să dau aici, uite că e interzis. Nu mi-a mai răspuns. Bun. Ce satan e ăsta? Perie de sârmă. Da, și când mai merg un pic în față, adevărul e că agățam toți copacii cu remorca, abia aveam loc printre mașini, eram și începător. Îmi venea să las camionul acolo să mă duc acasă. Și mi-a mai lipsit să văd poliția locală care aprinde girofarul în fața mea. Cu aia gata, și tremura vocea când le ziceam unde vreau să ajung și pe unde am intrat eu. Străinii mai mult te ajută pe tine, că nu ești din țara lor, mamă, dar ce urât e aici, mă. Ușor, că rupe în toată cabina, mă. Să ia dracu de belgeni cu drumurile lor. Ieșim la autostradă acum. Du-te, mă, că eu fac dreapta aici. Mai bine te ajută un străin decât ai noștri. Ai noștri, dacă ar putea imediat să te amendeze, să-și crească și un pic salariul. La francezi odată am intrat pe 7,5 tone. Bine, eram în oraș unde vroiam să descarc, dar nu m-a dus bine. Să vedem, ne lasă și pe noi ăsta să ieșim de aici? Ce să ne lasă, mă? După ce pun eu frână, te duci tu pe a doua bandă. Și eu de nimic. Până acum n-ai putut să te duci. Olac. pe autostradă. Mai am puțin până trec frontiera cu Franța. Trebuie să mă opresc la o benzinărie să-mi iau o pâine, că nu mai am pâine deloc. În Belgia e foarte scumpă la benzinărie. Am luat aseară niște chifle de alea, știți cum sunt pâinițile alea mici. Vreo 5 chifle erau în pungă, 3,5 euro. Fai, altă pâine nu mai aveau. Și erau și așa dulci, nu puteai să le mănânci cu nimic. Le-am făcut, le-am mâncat cu niște lapte. Și am zis că acum mă duc în Franța și mi iau din Franța pâine. Niște baghete sau ceva, ce găsesc la ora asta, după care teoretic, dacă mi-a luat bine coordonate, mai am 150 de kilometri până la parcarea unde vreau să mă opresc în seara asta. Și mâine îi dăm mai departe. Cam asta e, dragilor, eu vă las. Drumul ăsta l-ați mai văzut până acum. Aveți grijă de voi. Mulțumesc încă o dată pentru comentarii, pentru like-uri. Vă mulțumesc și vă salut pe cei care v-ați abonat curând la acest canal. Vă salut cu respect și ne revedem la următorul videoclip. Ciao!